Au fost percheziții la primăria sectorului 3 din capitală. Procurorii DNA au descins în biroul primarului Robert Negoiță, de unde au fost ridicate mai multe documente. Surse din anchetă spun că sunt vizate autorizațiile de construcție ale teraselor aflate pe malul Dâmboviței. Colega mea Amalia Chiriță a urmărit cazul. Procurorii DNA împreună cu jandarmii de la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române au descins astăzi în primăria sectorului 3. Mascații au intrat în biroul primarului sectorului 3, Robert Negoiță, de unde au ridicat mai multe documente. Este vorba despre o anchetă care vizează mai multe fapte de corupție care au avut loc în perioada 2015-2021. Surse din anchetă spun că aceasta ar viza autorizațiile de construcție ale teraselor aflate vis-a-vis de magazinul Unirea, mai exact cele de pe malul Dâmboviței. Nu a fost singurul loc unde s-au făcut astăzi percheziții. Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, percheziții au fost și în alte 16 locații din București, dar și din județul Ilfov. Este important de menționat faptul că acesta nu este singurul dosar în care apare numele primarului sectorului 3. În august 2022, Robert Negoiță, împreună cu alți funcționari publici din sectorul 3, au fost trimiși în judecată într-un dosar în care se viza faptul că au fost încheiate mai multe contracte de salubrizare în același timp.